Doamna deputată Elena Udrea, vă mulțumim în primul rând pentru că ați acceptat invitația AGR Press la interviu într-o lună importantă pentru România, având în vedere alegerile europarlamentare din 25 mai. În primul rând, aș vrea să vă întreb care este principalul mesaj pe care Partidul Mișcarea Populară îl transmite alegătorilor pentru scrutinul europarlamentar. Vă mulțumesc pentru invitație și cred că este foarte important ca oamenii să vină la vot. E adevărat că dezbaterea în România este pe politică internă, e adevărat că această campanie a fost de fapt marcată de nenumărate scandaluri generate de Victor Ponta și PSD, au dus tema în această campanie electorală departe de Europa și de Parlamentul European, au rămas în zona politicii interne, însă eu cred că este important, pe de-o parte, să știm ce oameni trimitem în Parlamentul European să ne reprezinte, pentru că miza României în Parlamentul European este una foarte mare. Am văzut ce înseamnă fondurile europene care pot ajuta România să dezvolte și pe care România le poate folosi și din 2014 până în 2020. Am văzut ce înseamnă politicile europene care se aplică și în România în domenii importante, nu știu cum ar fi minoritățile, spre exemplu, dar și în domenii economice. Și atunci cei care ne reprezintă în Parlamentul European ar trebui să fie voci puternice și cunoscătoare, în așa fel încât să contăm în Parlamentul European și la nivel european, că doar suntem a șaptea țară ca mărime din europeană. Deci, pe de-o parte, este foarte important cine ne reprezintă la Bruxelles, cine ne reprezintă în Parlamentul European. Pe de altă parte, eu cred că miza alegerilor din 25 mai depășește pentru România interesul de reprezentare în plan european. Cred că este în anul 2014, când în noiembrie vom avea finalul cel de-al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu, ne pregătim practic să începem o nouă etapă în istoria României. Cred că este foarte important ca pe 25 mai oamenii să vină la vot, toți cei care nu vor să lase România condusă de un singur partid, de Partidul Stat, PSD, trebuie să vină să dea un semnal că există un electorat puternic, un segment puternic de electorat care se opune PSD-izării României. Deci dacă PSD la aceste alegeri obțin 50%, atunci jocurile pentru la toamnă sunt făcute, nu mai are rost să ne mai deranjăm să mai votăm în noiembrie. De aceea le spun românilor că e important să vină odată pentru poziția României în Uniunea Europeană, dar mai ales pentru ce urmează să se întâmple în România din noiembrie 2014 încolo. Ce aturi considerați că au candidații Partidului Mișcarea Populară? Primul rând, am făcut o listă de oameni care au demonstrat ceva în viață, în cariera lor de până acum. Sunt oameni care fie au fost europarlamentari și au avut activitate remarcabilă în interesul României, cum ar fi Cristian Preda, fie au fost miniștri, domnul Baconschi, domnul Funeriu, domnul Cristian Petrescu, fie sunt personalități cu o carieră în alte domenii de succes în urmă, cum este doamna Ruxandra Dragomir. Toți sunt oameni energici, tineri, devotați, oameni de bună credință, oameni care au construit ceva în viață pentru ceilalți. Și avem pe listă un tânăr din categoria tinerilor pe care toate partidele îi invocă atunci când vor să arate că îi susțin pe cei care fac afară performanță și apoi avem nevoie de ei în țară, dar nimeni atunci când chiar trebuie să-i promoveze nu o face în mod real. Deci noi am pus pe listă un tânăr care are deja activitate în Parlamentul European, Siegfried Mureșan, un tânăr care a lucrat în Bundestag, în Parlamentul German, și care acum a intrat pe locul 2 pe lista noastră fără să aibă pile, fără să aibă niciun fel de relații, ci doar pentru că este un tânăr care a făcut performanță deja afară. Noi nu am pus pe listă nici soții, nici frați, nici altfel de rude. Noi am mers cu oameni care au făcut ceva pentru țara aceasta atunci când au avut ocazia. Ce scor electoral sperați să obțineți la alegerile europarlamentare? Faptul că un partid care are 3 luni de la înființarea legală va reuși să intre în Parlamentul European este o mare performanță. Niciun alt partid în doar 3 luni de zile nu a mai atins performanța de a intra
de a câștiga locul în Parlamentul European, de a trece pragul electoral. Deci nu există un alt partid în 24 de ani care să fie avut această performanță în România. Deci este o performanță faptul că vom trimite reprezentanții în Parlamentul European. Pe de altă parte, Mișcarea Populară, așa cum arată sondajele, este un partid deja acreditat cu mai mult de 10%. Asta arată că oamenii au încredere în noi și în condițiile în care prezența la vot ar fi suficient de mare, în condițiile în care, nu știu, nu se întâmplă, Doamne ferește, în ziua aceea să avem inundații, să avem vreme rea, sau putem atinge acest scor de două cifre și asta ne și dorim să facem. Însă, încă o dată spun, intrarea în Parlamentul European este o performanță. Cum îi veți convinge pe alegători să iasă la vot, având în vedere că prezența la urne în România la precedentele alegeri pentru Parlamentul European a fost sub media europeană? Spunându-le simplu că nu este doar despre Parlamentul European, este și despre ce va fi în România din noiembrie încolo. Deci cine vrea ca în România să continue o democrație la care muncim cu toții și ne chinuim cu toții de atâția ani de zile să o păstrăm, să vină la vot și să voteze pentru democrație și desigur împotriva PSD și a lui Victor Ponta. Deci bătălia e dincolo de Parlamentul European și oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile acestea. Ați vorbit despre miza la nivel național. Care considerați că este miza la nivel european? La nivel european, miza este de a da suficient de multe voturi Partidului Popular European, așa fel încât viitorul președinte al Comisiei Europene să fie din partea popularilor europeni. Noi avem un partid care încă nu s-a înscris în Partidul Popular European, pentru că trebuie să trecem testul acesta al alegerilor europarlamentare. După ce vom avea reprezentanții în Parlamentul European, vom adera la Partidul Popular European, pentru că deja cererea este formulată și voturile noastre vor merge către reprezentantul PPE, candidatul PPE pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Este important să câștige un reprezentant al popularilor europeni și de aceea miza este deci și ce se va întâmpla mai departe la nivelul Comisiei Europene. Trecând un pic în planul politicii interne, președintele Traian Băsescu s-a poziționat la vedere în favoarea unui partid politic, respectiv a Partidului Mișcarea Populară. Considerați acest lucru ca fiind o încălcare a Constituției? Este un lucru necesar. Degeaba 10 ani de luptă a președintelui Traian Băsescu pentru democrație, pentru justiție independentă, pentru reforme în această țară, dacă din noiembrie încolo România pierde tot ce s-a câștigat și intră realmente sub ocupația PSD. Președintele României are responsabilitatea să nu lase țara pe mâna celor împotriva cărora s-a luptat 10 ani de zile. Baroni locali, oameni care vor să controleze justiția, oameni care vor să se cupleze la resursele statului. De aceea, poziția președintelui este una responsabilă și cred că nu are nimeni nimic împotriva faptului că președintele României are și el dreptul la un vot. Are și el dreptul la opinie și a exprimat-o în favoarea Partidului Mișcarea Populară, care este un partid ce își asumă transparent și declarat că va continua linia președintelui României și viziunea președintelui României despre dezvoltarea României. Ce îi veți sugera șefului statului în cazul în care Curtea Constituțională va decide că nu are voie să participe la campania electorală în favoarea unui partid? Depinde ce înseamnă a participa la campania electorală. Ați exprima opinia că susții un partid, a spune de ce susții acel partid, a spune de ce ești împotriva lui Victor Ponta și a PSD-ului și a baronilor locali, nu cred că este o încălcare a Constituției. Să ne amintim că Ion Iliescu a fost pe afișe în 2004 cu candidații la președinție și cu candidații la Parlament ai PSD-ului și atunci nu a fost nicio problemă de suspendare sau de atac la Curtea Constituțională. Ca urmare, nu cred că se va întâmpla să fie o decizie care să interzică șefului statului să aibă opinii legate de un partid politic. Credeți că în cazul unei decizii nefavorabile pentru președinte la CCR, majoritatea parlamentară va încerca o nouă suspendare din funcția sa?
Nu, nu cred că sunt atât de iresponsabil să mai încerce în ultimele luni o suspendare, cu atât mai mult cu cât asta ar însemna, de fapt, o libertate totală pentru Traian Băsescu să stea în campania electorală. Vedeți că toată bătălia se dă cu Traian Băsescu, se dă cu Elena Udrea, cu Mișcarea Populară. Cei de care Victor Ponta și PSD se tem. Traian Băsescu încă mai are aceste restricții legate de postura de președinte al țării, dar dacă ar fi eliberat de această constrângere, cu siguranță că lupta lor cu Traian Băsescu ar fi o dată în plus mai grea. Există o opțiune clară a PMP în privința unei alianțe electorale în vederea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2014? Cu ce forțe politice ați purtat sau intenționat să aveți discuții în acest sens? Partidul Mișcarea Populară a purtat negocieri de fuziune înainte de venirea mea în partid, atât cu Partidul Democrat Liberal, sau și-a exprimat intenția, era de acord să facă fuziune cu Partidul Democrat Liberal și a purtat negocieri cu Forța Civică. Nu s-a întâmplat, nu s-a finalizat cu o fuziune nici dorința de a avea această fuziune cu PDL, nici negocierea cu Forța Civică, dar acum rămânem fermi pe soluția aceasta a unei înțelegeri în susținerea unui singur candidat la prezidențiale. Adică noi spunem în continuare, chiar dacă nu mai poate fi vorba de o fuziune, că va trebui să găsim resursele necesare de negociere, abilitatea politică care să ne facă să depășim ceea ce ne desparte și să mergem împreună cu un singur candidat la președinția României, măcar să ne pregătim pentru turul 2, dacă în turul 1 se va putea să meargă cu un singur candidat. Unul dintre liderii PSD, domnul Lilie Sârbu, afirma relativ recent că după 25 mai PDL se va rupe sigur. Veți încerca o nouă rupere a formațiunii democrat-liberale după alegerile europarlamentare? Nu, PDL s-a scindat pentru că oamenii care au susținut nevoia de a continua linia lui Traian Băsescu au plecat. Mai sunt încă mulți în Partidul Democrat Liberal care sunt de aceeași părere, și anume că trebuie continuat parteneriatul cu Traian Băsescu și că trebuie luptat împreună cu președintele împotriva PSD și a lui Victor Ponta, și probabil că aceștia vor avea un punct de vedere ferm după 25 mai. Deci o scindare a partidului a avut loc nu pentru că cineva a vrut să rupă partidul, adică eu n-am plecat ca o strategie să destabilizăm PDL-ul. Am plecat pentru că linia pe care actuala conducere a partidului duce PDL-ul astăzi nu este cea pe care eu vreau să continui în politică. Și atunci am ales să vin într-un partid care este pornit de la o fundație înființată de Traian Băsescu. Ca urmare, dacă după 25 mai vor fi voci, și sigur vor fi, care vor solicita schimbarea strategiei Partid Democrat Liberal și o apropiere de președintele României și de Mișcarea Populară, atunci ele sunt în mod natural, se nasc în mod natural, pentru că eu știu că acest curent există în Partid Democrat Liberal și nu ca urmare unei strategii de a rupe Partid Democrat Liberal. Dumneavoastră, intenționați să vă depuneți candidatura pentru alegerile prezidențiale din acest an? Cred că sunt singurul lider de pe zona centru-dreapta care intenționează să-l susțină pe cel mai bun. Deci noi n-am anunțat că mergem cu unul sau cu altul doar așa pentru că așa vrem noi și dacă nu e ca noi, altfel nu vrem să facem. Noi cred că suntem vocea cea mai rațională din spectrul politic centru-dreapta, care spunem că va trebui să mergem cu cel mai bun, cu cel care poate să-l bată pe Victor Ponta în turul 2. Și atunci așteptăm 25 mai pentru a vedea cine este liderul politic centru-dreapta care dorește să intre în această bătălie și care și poate să o ducă până la capăt cu succes. Și îl vom susține pe cel care demonstrează, care are cea mai mare susținere în rândul electoratului, care are cea mai mare capacitate de a atrage electoratul, de a mobiliza electoratul și cea mai mare marjă de creștere, dinamică de după 25 mai va fi nevoie să vedem pe cel care va avea cea mai mare dinamică, în așa fel încât turul 2 la prezidențiale să fie câștigat de
candidatul Dreptei. Da, a spus dumneavoastră pe acel lider care dorește să se implice într-o astfel de bătălie. Prima condiție, dacă nu dorești, nu poți să te bați. Vedeți cât de grea e bătălia. Dumneavoastră doriți să vă înscrieți? Eu sunt un politician rațional. Deci, haideți să vedem întâi ce poate fiecare, ce putem fiecare și cum o să vedem ce ne dorim. Va avea PMP un candidat propriu la alegerile prezidențiale din noiembrie? Ar fi extraordinar să avem un candidat propriu, dar în situația în care s-ar dovedi că cel care are cea mai mare șansă de a-l învinge pe Victor Ponta este un alt lider de centru-dreapta din alt partid, nu avem o problemă să-l susținem pe acela. Care este la ora actuală politicianul dintre cei cuprinși în sondajele de profil cu cele mai mari șanse de a câștiga cursa pentru fotoliul de la Cotroceni? Noi așteptăm aceste alegeri tocmai pentru a vedea care este acel politician. Altfel, fiecare crede că este el. Mă refer la tot spectrul politic. Nu mă refer deci știți că sunt foarte mulți lideri care și-au anunțat candidatura. Avem cel puțin trei în acest moment care și-au anunțat deja candidatura pentru președinția României. Mai sunt alții care sunt posibil candidați. Eu cred că primul test este capacitatea de a aduce voturi în 25 mai. Haideți să vedem care este cel care reușește să adune oamenii în jurul lui, să aducă voturi și după aceea putem discuta de cel mai bine poziționat.